regăsit, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canal! Sper că sunteți bine, sănătoși și pregătiți pentru ultimele zile din 2022, un an care a trecut pe nesimțite. Cum spuneam în clipul de săptămâna trecută, în cazul în care l-ați vizionat, astăzi vreau să vorbim despre cărțile pe care mi-aș dori să le citesc în luna decembrie, luna cadourilor, așa cum este ea numită, o lună în care am decis să citesc doar cărți primite cadou, dacă tot este luna cadourilor. Și am aici lângă mine câteva cărți, nu cred că voi reuși să le citesc pe toate, dar măcar voi alege dintre ele. Acestea vor fi cu siguranță lecturile lunii decembrie și dacă, prin nu știu ce minune, voi reuși să citesc mai mult decât vă voi prezenta astăzi, voi alege în continuare cărți primite cadou, pentru că mai am în bibliotecă destule volume pe care aș putea să le aleg în decembrie. Începem într-o ordine oarecare, nu mi-am planificat o anumită ordine a cărților pe care să vi le prezint și am aici lângă mine o carte primită de la Daria și anume Fetele dispărute din Paris. Cred că această carte a apărut și cu o altă copertă, la o altă editură posibil, aici e vorba de Litera, nu știu dacă tot ei au editat cartea asta cu o altă copertă sau a apărut și la o altă editură, nu știu exact, dar dacă nu mă înșel există și o altă ediție care are altceva pe copertă. Dacă o găsesc pe internet, am să vă pun undeva pe ecran ca să vedeți la ce copertă mă refer. O copertă foarte frumoasă. Așa. Și povestea pare interesantă, am să vă zic pe scurt despre ce e vorba. Într-o dimineață, în timp ce trece prin gara Grand Central pe drumul spre serviciu, Grace Haley găsește o valiză abandonată ascunsă sub o bancă. Învinsă de propria curiozitate, Grace deschide valiza, în care descoperă o duzină de fotografii, fiecare a altei femei. Într-un moment de impulsivitate, Grace ia fotografiile și părăsește imediat gara. Află curând că valiza îi aparține unei femei pe nume Eleanor Trigg, lidera unei rețele de agente secrete din Londra în timpul celui de-al doilea război mondial. 12 dintre aceste femei au fost trimise în Europa ocupată ca operatoare de radio și curieri pentru a ajuta rezistența, dar nu s-au mai întors niciodată acasă, iar destinul lor rămâne un mister. Încercând să afle adevărul despre femeile din fotografii, atenția lui Grace este atrasă de o tânără mamă devenită agent. Mary, a cărei misiune îndrăzneață de peste mări îi dezvăluie o remarcabilă poveste despre prietenie, vitejie și trădare. O carte în formatul acesta mic de buzunar, care are cam 450 de pagini aproape. Scrisul este destul de mărunt, dar sper să se citească repede. Este într-o colecție apărută în parteneriat cu Auchan, din ce văd eu aici jos. Sper să meargă repede povestea, îți mulțumesc, Daria, încă o dată. Deci, o primă carte pe care mi-aș dori să o includ în lecturile pe care le voi citi în luna decembrie este Fetele dispărute din Paris. Continuăm cu o carte pe care mi-a făcut-o cadou Monica de pe canalul Recenzii Cărți Bune. O știți, cred, deja pe Monica. Este prietena mea dragă cu care am mai făcut pe canal Provocărți. Probabil ne cunoașteți deja pe amândouă. Și cartea pe care îmi doresc să o bifez în luna decembrie, primită cadou de la Monica, este O familie aproape normală, credința unui tată, loialitatea unei fiice, moralitatea unei mame. Bineînțeles, este o carte thriller, o carte care pare voluminoasă, dar are și ea... are totuși 510 pagini aproximativ, dar fiind thriller am zis că e numai bună pentru luna decembrie și se încadrează și în ceea ce mi-am propus pentru această lună și anume o carte primită cadou. Să vă zic pe scurt despre ce e vorba. În această poveste complicată despre dragoste și crimă, un eveniment înfiorător îi face pe membrii unei familii aproape normale să pună la îndoială tot ceea ce credeau că știu despre viața lor și unul despre celălalt. Stella Sandel, o adolescentă de 19 ani, este acuzată că a ucis cu brutalitate un bărbat. Fata provine dintr-o familie respectabilă, ce motive ar fi avut să cunoască un om de afaceri dubios, dar îmite să-l omoare. Tatăl Stelei, preot, și mama ei, avocat, specializat în drept penal, descoperă că standardele morale le sunt puse la încercare în timp ce își apără fica, străduindu-se să înțeleagă de ce poliția o suspectează. Sună foarte bine ce scrie acolo pe coperta 4 și sunt convinsă că e un thriller interesant pentru că, dacă nu știți, vă zic eu, și Monica este pasionată de thrillere și a citit destule, așa că sunt convinsă că este o carte foarte bună. Bineînțeles,
la început de ianuarie, aș zice, o să vorbim despre cărțile pe care le-am bifat în luna decembrie și atunci vă voi vorbi și despre aceasta, pentru că presimt că va fi una dintre cărțile care va fi citită în luna decembrie, pentru că thriller. Și cu asta cred că am spus tot. De la thriller trecem la SF, un hard SF, i-aș spune. Este un autor de aici, din Reșița, de la care eu am mai citit o carte și v-am prezentat-o că la începutul anului sau la finalul anului trecut, nici nu mi-am amintesc exact când am citit cartea lui Daniel Bodgros, Adam, și vă spuneam atunci că este un hard SF, un gen pe care eu nu l-am prea abordat, dar am aici un alt volum apărut anul acesta, recent. Am primit cartea cadou de la Daniel în luna octombrie și am zis că se încadrează perfect în această lună a cadourilor, să ajung și să o citesc. E o copertă tare frumoasă. Cartea se numește Respiră. E clar de pe copertă că avem de-a face cu un SF, nici nu cred că mai era nevoie să vă spun treaba asta. Îmi place foarte mult la cei de la PavCon că au un scris atât de spațiat și de mare. Cred că cu asta am spus tot. Cred că va merge repede lectura, are vreo 300 de pagini, aproape 300 de pagini, și imediat vă citesc și de pe coperta 4 ce scrie acolo. O pierdere teribilă poate lovi oricând. Lama teribilă a destinului, care vine de niciunde, lovește și dispare, iar cumplitul gol se instalează instantaneu și nu mai pleacă, niciodată. Rămâne doar un nesfârșit deșert, o luptă inertă pentru o orientare oarbă într-un pustiu sfâșietor. Dar dacă mai există o speranță, o izbăvire stranie și neomenească, ce-am alege? Ce-am dori să alegem? Sau putem cu adevărat alege? Ființe din alte lumi, din alte dimensiuni, ne aduc pe cei dragi înapoi într-un fel de stranie resurecție, procedând astfel la un sacrificiu religios pentru ele însele. Vom accepta să-i revedem pe cei duși, aflați însă într-o stare fără de formă, sau le vom dori odihna veșnică? Un roman SF uluitor, scrie pe coperta 4. Sună interesant, deja dacă e vorba despre oameni care s-au dus și se întorc, pentru mine sună tentant. Cred că voi ajunge la ea în luna decembrie, îmi doresc mult, pentru că v-am arătat și scrisul e destul de accesibil, lucrul ăsta mă determină să pun mâna pe ea mai repede, așa că cel mai probabil în ianuarie vom vorbi și despre Respiră, cartea semnată de Daniel Bodgros, cum ziceam, un hard SF. De la Hard SF și Noutate, o carte apărută în 2022, trecem la o altă carte apărută cu 30 de ani în urmă, o carte despre care, din păcate, nu vă pot spune prea multe, pentru că, apărută fiind în 1992, știți cum erau acele ediții, nu am un sinopsis, nu am un rezumat, așa că n-aș putea să vă spun despre ce e vorba în carte, dar este o carte primită de la Cosmisian, știți că el mi-a trimis mai multe colete cu cărți, atât cu cărțile semnate de el, cât și cu alte cărți, și aici avem o carte de Émile Zola, Bestia umană. M-am bazat strict pe faptul că îmi place titlul, mă aștept să fie ceva cu crime, cu ceva aici, sper să nu mă înșel, plus că e o carte scurtă, are cam 230 de pagini, bine, scrisul nu mă prea ajută, știți voi scrisul acela din anii 80-90, dar sper să fie poveste interesantă și să meargă repede și, bineînțeles, sper să ajung la ea în luna decembrie. Așadar, o altă carte primită cadou pe care o includ în luna cadourilor este Bestia umană de Émile Zola, primită de la Cosmisian. Am decis să includ pe listă o altă carte primită tot de la Cosmisian, de această dată scrisă de un autor român, pentru că am văzut că v-a atras atenția, ați văzut-o undeva aici în spatele meu pusă și am văzut că v-ar interesa subiectul acestei cărți, nu am citit-o și am zis că poate în luna decembrie ar putea să fie rândul ei. Este o carte scrisă de Cristina Lincu și anume Liberă. Sunt convinsă că ați văzut-o pretutindeni, cel puțin pe BookZone ați văzut-o cu siguranță, pentru că în permanență este acolo între primele cărți dacă intrați să vă căutați ceva de citit. Așadar, Liberă, o altă carte primită de la Cosmisian, dar de această dată, cum ziceam, scrisă de un autor român. Despre ce e vorba? Prinsă între patim și traume, transformări și experiențe, renunțări și căutări, crudul adevăr al realității și bucățele de fericire imaginate. Povestea Sarei este povestea fiecăruia dintre noi, dar dusă la extrem.
tocmai pentru a ne face să înțelegem autolimitările pe care ni le impunem artificial, felul în care marea dragoste îți poate transforma viața, dar și cum poți renaște din propria cenușă, redevenind cine ți-ai dorit întotdeauna. O lecție despre procesul de recuperare, despre moartea persoanei iubite, despre aparenta libertate a minții și capcanele puse de aceasta. Sunt curioasă ce are de oferit Liberă, o carte scrisă de Cristina Lincu. Eu am mai citit o carte de la ea, cred că se numea Amnezia, sper să nu greșesc titlul. O regăsiți pe canal într-un wrap-up, undeva prin primăvară, dacă nu mă înșel, am citit-o. Intrați pe canal, o căutați și cu siguranță o găsiți. Sper să nu uit să vă atașez și eu linkul spre clipul respectiv undeva jos în descriere. Până atunci, revenind la Liberă, o carte pe care îmi doresc să o citesc în luna decembrie. Continuăm cu o carte care numai ce a intrat la mine în bibliotecă, din nou primită cadou, este continuarea unei povești pe care eu am primit-o cadou și am și citit-o undeva în vară. Am să vă las și spre acea carte linkul jos în descriere. E vorba despre o carte scrisă de o autoare tânără de la noi din România, deci din nou un autor român, și anume Teodora Savulli. Primul volum despre care vă spuneam mai devreme este Blocată între cadavre. Vă ziceam eu că titlul m-a prins din prima, nici nu știam despre ce e vorba în carte, dar m-a prins titlul. Și am să vă prezint acum și continuarea, volumul 2 pe care Teodora numai ce mi l-a trimis. Săptămâna aceasta am și primit coletul. Volumul 2, care se numește Ziua în care ai murit, și are o copertă absolut superbă care te prinde din prima, zic eu. Niște culori foarte, foarte frumoase și bine alese pentru un astfel de roman. Oarecum în antiteză, aș zice, când vorbești despre moarte și cadavre, ai avea tendința să mergi spre culori cât mai închise. Și tocmai antiteza asta cred că o face și mai interesantă pe cea de față. Așadar, Teodora Savulli, Ziua în care ai murit, o altă carte pe care îmi doresc să o citesc în decembrie, o continuare a poveștii Blocată între cadavre. Practic, aici se va pune accentul pe fratele personajului principal din primul volum, Bia. Așadar, de data aceasta l-avem în centrul atenției pe Alex, știți voi, un băiețel un pic cam dificil, cel puțin pentru sora lui. Nu vă zic mai multe, mergeți și vedeți clipul în care v-am vorbit despre carte și sper să vă vorbesc la început de ianuarie și despre Ziua în care ai murit, de Teodora Savulli. Și ultima carte pe care am inclus-o pe această listă, mi-aș dori eu să le citesc pe toate celelalte pe care vi le-am prezentat, dar am mai inclus una pentru că de multă vreme îmi doresc să ajung la ea. Cred că am primit-o de un an sau pe la începutul anului. Oricum o am de multă vreme în bibliotecă, de această dată de la Adina. Știți voi, v-am mai arătat cărți primite de la Adina. O carte în limba engleză despre un subiect care pe mine mă fascinează, și anume medicina legală. Și avem aici Working Stiff, scrisă de Judy Melinek, care chiar asta și este medic legist. Sper să-mi placă această carte. E un scris mare, deși cartea este format mare, nu mă sperie, pentru că este și scrisul destul de spațiat. Și zic eu că va fi interesantă, sper să nu fie foarte greu să o citesc cu acei termeni oarecum tehnici, având de-a face cu medicina legală, dar sunt convinsă că mă va fascina pentru că îmi place foarte mult subiectul. Așadar, mă încumet și la cartea asta în luna decembrie, da, veți spune că ceva nu e în regulă cu mine pentru că citesc de sărbători astfel de cărți, dar cred că e mai important să citim ce ne place decât să citim ce vor alții. Așadar, Working Stiff, o altă carte pe care îmi doresc să o includ în tibiarul lunii decembrie, am și inclus-o de altfel, și sper să ajung la ea și să vă vorbesc despre ea la început de ianuarie. Așadar, 7 cărți pe care mi-aș dori să le citesc luna aceasta. Nu știu dacă voi reuși să ajung la toate, dar la câteva cu siguranță, și vă vând un pont, să zic așa, vă dau un spoiler. Am și citit una dintre cărțile de aici, n-am să vă zic pe care dintre ele, și cu o a doua sunt pe la jumătate. Așadar, o carte și jumătate până în 11 decembrie nu e foarte bine, se putea și mai mult de atât, dar v-am zis din start, orice și oricât aș citi luna aceasta, vor fi cărți primite cadou. Și, făcând o mică paranteză, știu că aici în spate sunt câteva cărți întoarse,
va trebui neapărat să reorganizez biblioteca, să pun în partea din spate cărțile deja citite și să rearanjez un pic ordinea pe aici, să văd și eu mai clar ce cărți am necitite. Nu știu dacă vom face lucrul ăsta împreună, ziceți-mi și voi în comentarii dacă vreți să vedeți așa ceva. Depinde și de timpul meu, vă dați seama că dacă nu o să am timpul necesar să fac treaba asta într-o singură zi, îmi va fi un pic mai greu să și filmez, să mă și filmez făcând asta, dar vă țin la curent și spuneți-mi și voi jos în comentarii dacă ați vrea să vedeți așa ceva pe canal sau măcar să vă prezint cărțile necitite pe care le voi scoate undeva în partea din față să le văd mai bine. Cam asta a fost pentru astăzi. Ce citiți voi în luna decembrie? Ce v-ați propus să citiți? Cât de lungă este lista? V-ați stabilit și voi vreun criteriu de genul acesta? Să citiți doar cărți primite cadou în luna cadourilor? Sau ce fel de cărți citiți în decembrie? Vă aștept jos în comentarii, discutăm acolo și până săptămâna viitoare, când nu știu despre ce vom vorbi, să aveți lecturi frumoase!